Bună ziua! Mă numesc Daniel Gross, sunt director general al Penny Market România și sunt astăzi aici pentru a vă transmite câteva mesaje importante. În primul rând, sunt unul dintre cei peste 4500 de membri ai echipei Penny. Fac parte din ea și o coordonez de 9 ani și țin să vă spun că este, într-adevăr, pentru prima oară când împreună trecem printr-o perioadă atât de dificilă. Solidaritatea, colaborarea, puterea exemplului și încrederea în cel cu care ești coleg nu au fost niciodată mai importante decât acum. Vă mulțumesc vouă, tuturor colegilor, celor care ați dat dovadă de toate aceste calități până acum, voi, eroii noștri, cei care ați rămas calmi și responsabili în această perioadă nemai întâlnită. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, dragii noștri clienți, pentru înțelegere și pentru responsabilitatea de a face cumpărăturile într-un mod sigur, cu grijă pentru cei din jurul vostru. Am primit multe întrebări de la voi în această perioadă și am făcut tot posibilul să răspundem tuturor pe toate canalele pe care ne-ați contactat. Astăzi voi citi câteva din aceste mesaje și voi încerca să ofer un răspuns cât mai complet. Simona ne spune pe Facebook: casierii din magazine sunt în prima linie, lor le este cel mai greu în această perioadă. Noi, clienții, ar trebui să avem înțelegere față de ei și chiar să le zâmbim. Așa este, dragă Simona. Suntem și noi în prima linie, așa cum spui și tu și cum spun și alți clienți fideli de ei noștri. Știm că suntem expuși, ceea ce facem însă în fiecare moment este să limităm această expunere pe cât posibil, astfel încât să ne protejăm și pe noi și pe dumneavoastră. Însă doar cu ajutorul vostru putem limita expunerea la risc, respectând toate recomandările din magazin. Pentru siguranța clienților, dar și a echipei noastre, am luat mai multe măsuri în ultimul timp. Printre altele, am echipat magazinele cu semne care să vă ajute să păstrați o distanță minimă de 1,5 metri față de ceilalți clienți. Am instalat panouri de protecție la casele de marcat, am pus dispensere cu dezinfectant și mânuși de unică folosință la intrarea magazin. În plus, dezinfectăm constant toate suprafețele, cărucioarele și benzile de cumpărături de la casele de marcat. Toate aceste măsuri și multe altele contribuie la protecția tuturor, a colegilor din magazin, a clienților și, în ultimul rând, a fiecarei comunități din care facem parte. Alin spune pe Facebook că rafturile ar trebui aprovizionate cu produse pentru care există cea mai mare cerere acum. Alin, mulțumim că ne spui asta. În ceea ce privește stocurile, te asigurăm că atunci când nu găsești un produs la raft, acesta va reveni în scurt timp în magazin. Colegii noștri din departamentul logistică fac față cu brio situației, iar camioanele noastre aprovizionează magazinele cu tone de marfă în fiecare zi, și dimineața și seara. Știu că vor mai urma întrebări de la voi. Vă asigurăm că facem tot ce putem să vă răspundem tuturor. Este însă foarte important pentru noi toți, cei din echipa Penny România, să ne ajutați, să colaborați, să fim împreună responsabili și, în ultimul rând, să urmăm recomandările autorităților. Vă mulțumim pentru încredere și, în numele întregii echipe, vă urez sănătate și vă așteptăm la cumpărături cu multă responsabilitate. Suntem de departe, mai apropiați ca niciodată. Suntem aici!